de vară, de vară pe stârșite. O zi foarte frumoasă. Și un moment în care ne adunăm din nou, pentru că aceasta este o sărbătoare simbolică, o sărbătoare despre care cei care au avut de suferit, fiind smulși din trupul țării mamă, au simțit că este cea mai importantă sărbătoare. Iată, eu am luat aici un motto, un citat din Grigore Vieru, și spunea așa: sărbătoarea limbii materne este cea mai frumoasă și mai tulburătoare sărbătoare națională a noastră. Sărbătorind limba, sărbătorim originea neamului nostru. Îl sărbătorim pe Eminescu. Sărbătorim integritatea noastră istorică și teritorială, rotundă ca lacrima. Dacă vă amintiți, Blaga, cândva, în momentul unirii, exclama: România dodoloasă, și comparația era cu o pâine. România rotundă ca o pâine. Iată, aici se spune rotundă ca o lacrimă. Pentru că, da, mai ales în aceste spații, suferința a făcut ca prețul limbii, pe care vorbim cu atâta ușurință, cu uneori o stare așa de nebăgare de seamă, ca să nu-i spunem inconștiența valorii. Și vorbind-o, ajungem, și aici vorbesc mai ales pentru tine, dar și pentru noi ceilalți, ajungem să o mai stâlcim, să o mai expediem, să devenim noi un pic dușmani din interior. Să nu prețuim, așa cum s-ar cuveni, această frumusețe tulburătoare de care, iată, un poet moldovean vorbește cu inima. De asemenea, atunci când limba este amenințată din afară, când, iată, evenimente istorice grave, sperăm, nu ireversibile, dar grave, smulg din trupul țării bucăți. Și acolo limba devine cenușăreasă, acolo limba se vorbește doar acasă, e limba mamei, dar în instituții se încearcă cât de mult se poate să fie izgonită. Să n-aibă dreptul legal, să nu fie împărăteasă la ea acasă, că, iată, ea este acasă, dar acasă e acasă înstrăinată. Ne bucurăm că a venit cel mult așteptat prietenul nostru, da? Domnul Ștefan Puriș, domnul profesor universitar, prietenul nostru, chiar din acel spațiu despre care vorbeam, cu care am pornit noi de câți ani, domnul profesor? De câteva decenii. De câteva decenii împreună, și mai când vine să îmi cer scuze, dar să-i dea domnii sale cuvânt. Și după aceea voi mai spune și eu câte ceva, pentru că are o dublă calitate. În primul rând, este